Autoritățile sanitare au deschis o anchetă după ce un bărbat s-ar fi vaccinat împotriva COVID-19 de până la 10 ori într-o zi. Tot acestea cred că bărbatul a fost plătit pentru a se vaccina în numele altor persoane contra cost. Ministerul Sănătății este preocupat de acest caz și a dat asigurări managerului Programului Național de Vaccinare și Imunizare Anticovid. În Noua Zeelandă, locuitorii nu trebuie să prezinte un act de identitate la momentul vaccinării. Multe dintre companiile și centrele din țară utilizează un certificat de vaccinare național care permite accesul doar persoanelor vaccinate cu schema completă. Aproximativ 89% dintre locuitorii din Noua Zeelandă sunt vaccinați cu schema completă.